Salutare! Astăzi o să vă arăt două gadgeturi pe care eu unul le țin în mașină și vă recomand să le țineți și voi în mașină pentru că nu știți când aveți nevoie de ele. Primul este un ciocan de lipit de la Parkside cu acumulator. Și al doilea este tot un ciocan de lipit, numai că nu este de la Parkside, este din comerț, este cu gaz. O să vă arăt și cum funcționează. În primul rând o să trebuiască să-i punem gaz. Cel de la Parkside este pus la încărcat. El are un suport și un USB-C. Puteți să-l încărcați și cu orice încărcător de telefon. L-am pus la încărcat. Între timp o să punem gaz în cel cu gaz și o să le testăm să vedem dacă reușim să lipim două fire, pur și simplu. În mașină poate mai e nevoie de lipit sau eu știu, zic eu că ar fi bine să le avem în mașină. Eu unul așa le țin. Haideți să vedem dacă reușim să punem gaz. Am luat niște gaz de brichetă. Haideți să punem gaz. Cred că am pus ceva. Să încercăm să-l aprindem. Are aici un buton. După cum vedeți, are o flacără. Iar aici aveți reglajul. Se reglează intensitatea flăcării. După care se atașează acest vârf pentru a putea lipi ce aveți de lipit. Îl opresc. Și acum să încercăm să-l pornim din nou. Lăsăm un pic să se încălzească. O să vedeți că se înroșește pur și simplu. Am pregătit aici două fire, un pic de sacâz. Să lăsăm să se încălzească. Și să vedem dacă reușim să lipim aceste două fire.
O să avem nevoie de niște fluduri. Haideți să vedem dacă funcționează. Se pare că funcționează. Haideți să vă arăt ce a ieșit. Ele sunt lipite. Să vă arăt și cum topește cositorul. Fără probleme. Deci este un gadget care zic eu că e bun în mașină unde nu ai curent, să bagi un ciocan de lipit în priză. O să-l opresc. Să-l curăț un pic. Și o să-l lăsăm la răcit. Acum o să facem un test cu cel electric. O să tai firele. Să mai facem o lipitură cu cel electric. Să vedem dacă funcționează și acela. Așa, bun. De pornit se pornește de aici. După care ținem pur și simplu apăsat pe butonul roșu. Are și un LED aici pentru lumină în față. Ia să vedem cum lucrează și acesta. Trebuie să așteptăm un pic să se încălzească. A început să se încălzească, văd că topește, s-a căzut. Dar nu cred că a ajuns la temperatura la care se topească fludurul, să vedem. Ba da. Se pare că a ajuns. Gata. Deci funcționează. Să curățăm puțin lipitura să se vadă. Nu e cea mai frumoasă și perfectă lipitură. Bine, este doar de test. Acum, după părerea mea, cum vă spuneam și la început, este bine să le aveți în mașină.
În caz că ai nevoie să lipești un fir, eu zic că merită. Nu sunt nici foarte scumpe, nu mai știu exact cât am dat pe cel de la Parkside. Acesta e în jur de 80 de lei, cel cu gaz, și acesta cred că e în jur de tot așa 80-100 de lei, nu mai știu exact. Vă mulțumesc și vă aștept la următoarele videouri.